Din Diurna, pe care o primim acolo, se poate trăi foarte bine fără niciun fel de problemă. Bineînțeles, dacă nu vrei să faci excese. Parlamentarul european nu este obligat să participe nici la ședințele de plen, nici la ședințele de grup, nici la ședințele de comisie. Deci nu are această obligație, participă doar la ședințele care îl interesează. Fără a cunoaște cel puțin câteva limbi de circulație internațională, nu ai cum să te descurci în Parlamentul European. Adoptat. 8. Adoptat. 9. Adoptat. 10. Adoptat. 11. Adoptat. 12. Adoptat. 13. Adoptat. 14. Adoptat. 4 alineate 3 din regulament. Trecem ca atare. În legătură cu articolul 1 roman al proiectului de lege, există obiecții, observații, comentarii? Există. Supun votului dumneavoastră atunci articolul 1 roman al proiectului de lege, așa cum este propus. Vă rog să numărați cine este pentru. Domnul secretar. Vă rog să numărați. Vă rog să țineți mâinile ridicate ca să putem număra. Pentru. Voturi împotrivă. Șapte voturi împotrivă. Abțineri. Cine este pentru? Da, vă mulțumesc. 29 de voturi pentru. Voturi împotrivă. Șare. Conform prevederilor regulamentare. Raport de respingere din partea Comisiei pentru Administrație Publică. Propunerea Comisiei de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit a hotarelor administrativ-teritoriale ale comunei. Între timp, primarul de acolo ne-a trimis acea moment, întrunește toate condițiile pentru adoptare. Vă mulțumesc. Intervenții? Bun. Nu sunt. Abțineri? O abținere. Proiectul s-a retrimis la comisie. La punctul 6, proiect de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului 124/2006 și industria alimentară a fost sesizată spre dezbatere în fond în procedură de urgență cu proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului 128 din 26 martie 2007. În ședința din 3 mai 2007, în fapt, ordonanța are ca obiect reglementarea situației stocurilor excedentare de zahăr, produse zaharoase și alte produse agroalimentare. A participat ca invitat, în conformitate cu prevederile legale și regulamentul Camerei, domnul Tăche Ișvan, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, cu modificări a proiectului de lege. Vă mulțumesc!